Organizația PNL Dâmbovița a marcat printr-un eveniment festiv lansarea candidaților filialei la alegerile locale din acest an. Cu acest prilej au fost prezenți la Târgoviște membrii marcanți din conducerea PNL. Vă spun tuturor, bine ați venit în marea familie liberală dâmbovițeană. Dragilor, avem onoarea, privilegiu de a avea astăzi alături de noi conducerea națională a Partidului Național Liberal. Să începem cu domnul secretar general al Partidului Național Liberal, domnul Lucian Bode. Domnul Florin Roman, vicepreședinte Partidului Național Liberal. Domnul Pandea Ciprian, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Nicoleta Pauliuc, președinta Organizației de Femei. Domnul Sorin Ion, ministru secretar de stat în Ministerul Educației și candidatul nostru la Consiliul Județean. Și omul numărul 1 al PNL Dâmbovița, domnul președinte Vigil Guran, vicepreședintele Senatului României. Discursurile rostite au făcut trimitere la trecutul glorios al orașului și la nevoia de schimbare la nivelul întregului județ. Dragilor, pentru că suntem în cetatea Târgoviștei, aș vrea să începem cu o scurtă povestire. În urmă cu 600 de ani, voievozii noștri au avut un vis: să facă la Târgoviște capitala politică, economică și militară a țării românești. Viziunea lor a făcut Târgoviștea măreață, comparat în scrierile vremii cu Damascul și numită chiar Florența Valahă. Primul lucru de la care au plecat voievozii a fost dezvoltarea economică a cetății. Nu s-au apucat să planteze panseluțe. Nu au plecat cu visteria țării după primul an de domnie. Acest lucru nu l-au înțeles boierii actuali care conduc orașul și județul. Un județ care, din păcate, și-a pierdut strălucirea și forța economică. O capitală, Târgoviște, depopulată, lipsită de performanță economică, fără investiții, într-un județ sărac. Pentru alegerile care se apropie, PNL Dâmbovița mizează pe Sorin Ion, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, și Dan Alexandru Tică pentru funcția de primar al orașului Târgoviște. Să știți că pentru mine bătălia asta nu este o povară. Și dacă ar fi o povară, umerii mei sunt mici, dar duc mult. Este o responsabilitate, ceea ce înseamnă altceva, și o mândrie să vă pot reprezenta. Să vă pot reprezenta și să pot fi alături de dumneavoastră nu numai următoarele 40 de zile sau 45 câte mai sunt, ci și după. Pentru că este mai important să fim împreună după. Indiferent de rezultat. Dar știm cu toții că va fi rezultatul unul excepțional. Știu că noi suntem minimizați aici și că unii se uită la noi cu superioritate. Dar gândiți-vă la următorul lucru. Mai știți cifrele din 2020? Ele au fost foarte bune pentru noi. Avem toate motivele să credem că acestea vor fi mai bune anul ăsta. Pentru că avem oameni mai buni, facem recapitularea. Oameni mai buni, proiecte mai bune, determinare mai multă și credință cât cuprinde. Vă mulțumesc și... Candidez pentru că bunicii noștri și părinții noștri nu au avut de ales și ne-au crescut cu greu în vremuri dificile, s-au sacrificat și au întors mereu și celălalt obraz. Dar ne-au învățat să fim demni, să ținem capul sus și să luptăm ca noi să schimbăm ceva. Acum sunt tată și înțeleg mai bine aceste lucruri. Candidez pentru că am curajul să fac o schimbare în bine, pentru că îmi doresc să fiu un exemplu pentru copiii mei, pentru că îmi doresc să dezvoltăm împreună municipiul Târgoviște. Vreau să-i putem vedea evoluând lângă noi, dar cu toate oportunitățile
pentru a se dezvolta și a deveni oameni mari. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, mi-a transmis că îi pare rău că n-a putut să ajungă pentru că este la o activitate importantă în momentul de față. Mi-a spus să vă transmit salutări și toate cele bune și a promis că va veni în mijlocul nostru în următoarea perioadă, pentru că pentru conducerea Partidului Național Liberal Dâmbovița este foarte importantă și așteptările de asemenea sunt foarte mari de la noi. Aurelian, mă gândeam eu acum cine vrea să-mi ia locul, dar m-am prins, l-ai nominalizat pe Dan Dică. Îl pregătim. Mă duc să iau niște lecții de la PSD, că știți cum e, cum să ridică unul, pac, repede, îl rezolvăm. Dane, ai o singură șansă să câștigi primăria, că dacă nu... Nu mai am altă. A trecut trenul din gara. Mă uit la Ion Sorin. Data trecută am fost la 8% de PSD și a fost o chestie extraordinară pentru noi. Acum sunt convins că rezultatul nostru va fi bun. Știu, unii spun că ne-au luat primar. Credeți-mă, vreo 3-4 dintre ei oricum nu mai ieșeau și nu-i mai puneam candidați. Unul a venit înapoi, dar nu l-a mai primit. Pentru că la noi... Cine vine, trebuie să respecte partidul, nu să plece la o promisiune care, din păcate, nu s-a onorat. Din contră, o să vedeți că o să existe regrete pentru ei. Mă bucur să ne vedem astăzi aici, că înțeleg că în sală nu se poate, pentru liberali nu se poate, dar acolo unde se întâlnesc liberalii e un lucru bun. Venit spre dumneavoastră, aveam impresia că sunt la Teleorman. Partidul mi-a dat slujbă să umblu prin țară să mă ocup de coordonarea campaniei pentru alegerile locale și atunci sunt obligat să merg în fiecare județ și o fac cu plăcere, cum am fost și la dumneavoastră în urmă cu circa 2 săptămâni. Și văzând panotajul ăsta opulent, eu n-am văzut așa ceva nicăieri în țară. Și de asta vă spun că mi-am amintit de Teleormanul lui Dragnea, pentru că așa era Teleormanul pe vremea lui Dragnea. Și n-a fost bine. De ce au nevoie cei de aici de atâtea panouri, de atâta promovare? Păi mergeți oameni buni și în alte părți să vedeți că sunt președinți și primari care apar eventual într-un afiș sau într-un banner. Deci, pentru mine a fost... șoc și groază. Mi-am amintit de Teleormanul lui Dragnea și mă gândeam de ce oameni tineri iau obiceiurile celor mai în vârstă. În primul rând că mă bucur tare mult să mă aflu la Dâmbovița și pentru că aici este unul dintre locurile de tradiție ale educației românești. Aici s-a născut diaconul Coresi, editorul primelor cărți tipărite în limba română. Și acest lucru, să știți, că imprimă și valori, și identitate, și sentiment de valoare unei regiuni. În această perioadă a alegerilor locale avem ocazia de a contribui și noi la viitorul județelor noastre și al țării. Mă bucur să revin în Dâmbovița, în mijlocul unei filiale liberale care s-a mobilizat foarte bine pentru a începe campania electorală și dovadă stă această reuniune a Colegiului Director Județean în care dumneavoastră vă prezentați excelent și spun asta văzând toată țara în ultimele săptămâni, văzând filiale care au pretenții mult mai mari decât dumneavoastră într-un număr mult mai mic la astfel de manifestări. Felicitări pentru această organizare. De asemenea, știu că ieșiți în stradă în fiecare zi și nu vă este ușor, sunt convins de acest lucru, să faci campanie și în același timp să consolidezi o filială complicată, așa cum este filiala Dâmbovița. Să performăm
în bătălia electorală pentru Dâmbovița este un obiectiv major pentru dumneavoastră, dar este un obiectiv major și pentru noi la nivel central. Și dați-mi voie să spun de aici, din fața dumneavoastră, dragii mei colegi liberali de aici, din Dâmbovița, că vă asigur, prin prezența noastră aici, de toată susținerea conducerii centrale a Partidului Național Liberal. Județul Dâmbovița trebuie să iasă din anonimat, de sub papucul unei administrații care îl sufocă și care îi blochează dezvoltarea. Sub guvernările liberale am pornit această dezvoltare prin proiecte majore care vizează în general și în special infrastructura de transport. Am pregătit și lansat proiecte abandonate de fostele guvernări care priveau harta infrastructurii de transport prin prisma intereselor de gașcă, a intereselor de partid și care nu abordau problematica dezvoltării rețelelor de transport în mod integrat pe baza unor analize foarte bine fundamentate. Am demonstrat că avem viziune și ne dorim ca toate județele din regiune să se dezvolte unitar. Faptul că avem o listă comună la europarlamentare nu trebuie să vă oprească din bătălia locală. Sunteți cei mai buni și ați dovedit acest lucru. Știți administrație mai mult decât știu ei. Ați dovedit că faceți treabă în funcțiile prin care ați trecut. Ați arătat pricepere și curaj. A venit vremea să-i convingem pe dâmbovițeni că schimbarea așteptată este posibilă, că proiectul liberal este unul de succes și la Dâmbovița. Vă mulțumesc, cu Dumnezeu înainte, gândul cel bun!